Capitolul 25. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l părască. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva Cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar. Atunci, Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: de Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce. Împăratul Agripa la Cezarea. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Ei au venit deci aici și, fără întârziere, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus, care a murit și despre care Pavel spune că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus: aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Atunci Festus a zis: împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta, despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască, fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit.
Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este părât. Capitolul 26. Pavel înaintea lui Agripa. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele dintâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și, când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor, atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prea alesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă,
rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu îi este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Nevinovăția lui Pavel recunoscută. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat, ziceau unii către alții: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus: omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Capitolul 27. Plecarea lui Pavel la Roma. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo, sutașul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea în Italia, și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile, am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât, la urmă, pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci, Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu
și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci, ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea, vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie eram de toți, 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor, apoi au ridicat ventrila, cea mică, după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ, unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți steferi la uscat. Capitolul 28. 3 luni în insula Malta. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care îl aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar, după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Vindecarea tatălui lui Publius. În împrejurim erau moșiile mai mare lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și, la plecarea noastră cu corabia,
ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum, sosirea la Roma. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte, pe lângă coastă, și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Pavel propovăduiește la Roma. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și, când s-au adunat, le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsesc neamul meu. De aceea, v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei i-au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să îi încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. Pavel stă și propovăduiește 2 ani la Roma. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.